14 mai se împlinesc exact șase luni de la investirea guvernului Chicu. Cu acest prilej, premierul a venit cu un mesaj prin care mulțumește oamenilor pentru susținere. Vreau să vă asigur că echipa guvernamentală, din componența căreia am onoară să fac parte, va continua și mai departe să administreze lucrurile în țară cu maximă responsabilitate și respect pentru poporul nostru. Sănătate tuturor a scris Chicu pe pagina sa de Facebook. Președintele Igor Dodon a mulțumit cabinetului de miniștri pentru profesionalism și a dat asigurări că va susține în continuare activitatea executivului. Echipa domnului Chicu a demonstrat perseverență, maximă responsabilitate și tărie de caracter și încă urmează să le demonstreze în continuare pentru a scoate țara definitiv din care s-a abătut asupra noastră a tuturor. Iar eu le voi fi mereu alături în toate această situație și împreună vom face ca în Moldova să fie bine, să fie ordine și să asigurăm dezvoltarea țării și bunăstarea cetățenilor, a menționat Igor Dodon într-o postare publicată pe rețea de socializare. Amintim că la data de 14 noiembrie 2019 Parlamentul a acordat vot de încredere cabinetului de miniștri în frunte cu Ion Chicu și programului său de activitate.